Salut, eu sunt Andreea și astăzi voi face, vorbesc cu fake-ul meu, partea a... Partea a patra, da, scuze, uitasem. Astăzi voi face, vorbesc cu fake-ul meu, partea a... patra. Foarte mulți m-au întrebat, Andreea, când faci partea a patra? Andreea, când o să mai vorbești cu fake-ul tău? Și uite că astăzi a venit ziua cea mare în care o să vorbesc cu fake-ul meu, partea a patra. Să știți că în fiecare vlog spun că din ce în ce apar cât mai multe fake-uri și eu chiar nu promovez chestia asta ca voi, cei care mă urmăriți, să faceți fake-uri doar ca să vorbiți cu mine, pentru că eu nu fac vlogurile acestea ca voi să creați fake-uri sau ceva de genul. Eu pur și simplu fac Caterinca, adică sunt foarte curioasă cum o să reacționați voi, cei care creați fake-uri și da, să știți că nu îndemn pe nimeni să facă fake-uri. Eu apreciez foarte mult fanpage-urile și cei care mă urmăresc pe Instagram, așa că, da, dacă aveți un fanpage pentru mine și eu nu vă urmăresc neapărat, spuneți-mi, etichetați-mă cât mai mult și neapărat o să mă stăruiți să vă urmăresc. Apropo, nu uitați să mă urmăriți pe pagina mea de Instagram, pentru că aici postez mult mai des ca pe YouTube, postez zilnic, aici îmi place să vorbesc cu voi, chiar dacă nu reușesc să le răspund tuturor la mesaje, oricum chiar încerc să răspund cât mai des, așa că da, neapărat nu uitați să mă urmăriți și pe pagina mea de Instagram, mă numesc Andreea Bostanic, aveți link-ul în descriere. Nu pot să spun că sunt foarte fericită că vorbesc cu o persoană care se dă drept mine și nu pot să zic că sunt wow, cât de bucuroasă să vorbesc cu fake-ul meu, nu. Chiar nu, adică mi se pare ceva foarte ciudat ca o persoană să se dea drept tine și, nu știu, mi se pare nu foarte corect, așa că, da, în acest videoclip o să vorbim din nou cu fake-ul meu. Înainte să începem, nu uitați să apăsați pe acest buton roșu de subscribe, butonați-l odată și transformați-l în gri, din roșu transformați-l în gri, pentru că vreau foarte mult să facem 350.000 de abonați, doar cu ajutorul vostru vom reuși și, sincer, vă spun că chiar îmi doresc foarte mult numărul ăsta. Așa, eu zic să nu mai lungim atâta, eu zic să începem să vorbim cu fake-ul meu. Nu știu cum o să arate asta, nu știu cum o să fie asta, dar în orice caz, haideți să nu mai lungim atâta și să începem. Vorbesc cu fake-ul meu, partea a patra. Așa, deci intrăm pe contul meu de pe Instagram și cam așa arată. Apropo, nu uitați să mă urmăriți pe contul meu pentru că în curând vă face 240.000, îmi doresc foarte mult să facem 250.000, așa că nu uitați să mă urmăriți. Deci, da, avem deja 240.000, să se sigură că împreună o să putem face 250.000. Eu deja am creat contul, deci contul nostru este deja creat, pentru că l-am creat înainte de vlog, ca să nu mai dureze așa mult. În orice caz, contul nostru se numește Daria, liniuță jos, oficial, .fan.selena. Nu știu ce a fost cam în mintea mea când am creat asta, dar da, nu e un nume foarte bun. În orice caz, da, numele nostru este Daria, oficial, fan, Selena. Știu că n-are nicio logică, dar nu contează. Am o idee mai bună. O să facem o poză la portretul meu. Bună idee! Am acest portret cu mine pe care, da, este un portret pictat cu o poză de-a mea, aceasta sunt eu și o să facem poză la acest portret, dar sunt sigură că cei care mă urmăresc de mult timp știu că poza asta o am, adică portretul ăsta l-am în camera mea, dar în orice caz o să facem acum o poză cu portretul și nu știu cum o să arate asta, dar da, o să facem acum o poză cu portretul. Deci... am făcut o poză. Deci am făcut poza, gata. Deci, am făcut poza. Uitați-vă cât de ciudat arată. Adică are destul de ciudat aici. Dar în orice caz, da. Poza este făcută și eu zic să mai postăm ceva. Asta cu un apus care arată destul de horror, după părerea mea. Dar haideți să-l postăm și o să scrim aici un apus minunat. Un apus minunat. Și o să punem multe emoji, gen multe emoji. Așa, un apus minunat.
Deci, doamne, contul ăsta deja este atât de ciudat. Și apropo, vă rog să nu dați follow pe conturile astea, pentru că eu nu le mai folosesc. Dacă vreți să vă răspund la mesaj, să vorbesc cu voi, puteți să-mi dați follow pe contul meu de Instagram, Andreea Bostanică, unde în curând o să facem 250.000, dar pe contul ăsta nu-mi scris, pentru că nu o să vă răspund, pentru că nu stau pe contul ăsta. În orice caz, da, contul nostru deja este gata, nu știu ce spuneți voi, dar eu cred că arată destul de bine, destul de bine. Așa că hai să scriem Andreea Bostanică. Andreea Bostanică. Să vedem ce ne iese pentru prima oară. Deci, pentru prima oară ne iese contul meu, dar eu nu am nevoie de contul meu, am nevoie de un cont fake. Așa, deci, am găsit acest cont care se numește Andreea Bostanică Oficial și, după cum puteți să vedeți, are aceeași poză ca și mine, are poza asta pe principal, gen are poza asta cu tabloul ăsta. Și da, se numește Andreea Bostanică, a scris în descriere că contul meu a fost spart, am 16 ani, am 15 ani, dar da, mai am încă un an aproape până o să împlinesc 16, în orice caz nu contează și îmi place să cânt. Îmi place să cânt. Ok, mie chiar îmi place să cânt, așa că cu asta ai ghicit, bravo! The play, bufufu, swipe. Serios? Deci, nu știu dacă vedeți, dar a scris the play, bufufu, swipe up. Deci a scris cum se aude. Cred că contul ăsta l-a făcut o fetiță sau un băiat, un băiețel foarte mic, care nu prea știe piesele sau nu prea știe să scrie corect piesele. Sau poate a făcut asta la mișto, nu știu, dar... The play, serios, the play, bififi, swipe up. Ok, nu contează și hai să vedem ce poze are. Are 9 poze, are această poză cu mine pe care la fel am postat-o. Are acest video pe care... De unde l-are? Cred că l-am postat eu și nu mai țin minte. Sper că e așa. În fine, are mai multe poze de la emisiune cu mine, de acasă, de la mall. Deci are poze obișnuite cu mine, n-are nimic wow. Deci haideți să-i dăm follow și haideți să-i dăm mesaj. Îi scrim mai întâi bună și trimite multe pupicuri, mulți pupici, să zicem așa. Să vedem dacă ne răspunde și de obicei toate fake-urile răspund cam greu, dar unele fake-uri răspund și repede. O să vedem cum o să răspundă ea în orice caz, dar da, i-am scris bună și i-am trimis emoji cu pupic. În orice caz, hai să urmărim mai multe persoane, pentru că nu prea urmăresc multe persoane, deci o să urmărim vedete și chestii de genul, hai să urmărim pe... Ariana Grande. Deci da, hai să hai să-i dăm follow Ariane Grande, să vadă Justin Bieber, Dua Lipa, Kylie Jenner, Billie Eilish, Selena, Kendall. Deci o să le dăm așa follow multor vedete. Deci cred că ajunge. Așa. Deci acum urmărim 14. Oh, am un urmăritor. Oh my god, am un urmăritor. Deci oh my god, hai să-i dăm și noi înapoi follow, pentru că eu cred că asta e gen super drăguț că cineva mă urmărește. Mă urmărește Elena. Mulțumesc foarte mult dacă te uiți la acest vlog că m-ai urmărit. În orice caz, da, am deja un urmăritor. Woo! Așa. Ok, deci am stins camera pentru că credeam că nu o să mai răspundă fake-ul ăsta, dar ghiciți ce mi-a răspuns! Chiar acum câteva secunde mi-a răspuns, hei, de ce are așa de mulți urmăritori? Pentru că da, după cum puteți să vedeți, are destul de mulți urmăritori. Hai să întrebăm, de ce ai atât de mulți urmăritori? Și o să-i punem semnul întrebării și o să-i trimitem multe inimioare. Cum te numești? Ești adevărată? Da, sunt. Wow, wow, vorbesc cu cea adevărată, wow! Ok, dacă ea e adevărat, atunci eu sunt fake? Da. Deci hai să o întrebăm. Deci, am întrebat-o, hei, mi-a răspuns hei, i-am zis ce faci, cum te numești, ești adevărată? Și mi-a zis că da, da, este adevărată. Și am întrebat-o, de ce ai atât de puțini urmăritori? Și eu sunt foarte curioasă ce o să răspundă. I-am pus multe inimioare, sper că nu o să se supere. Pentru că contul meu a fost spart. Oh, da, am uitat că contul ei a fost spart. Vai, ce păcat. Hai să-i scrim. Vai, ce păcat, ce păcat. Îmi pare rău. Săraca de tine. Ce faci acum, la moment?
Să vedem ce face acum Andreea Bostănică. Moment. Așa, mi-a răspuns. Acum cineva stă pe el. Adică m-a făcut tocmai pe mine fake. Stai, deci nu prea am înțeles. În bine, hai să-i trimitem contul meu adevărat, ei. Deci să-i trimitem contul meu adevărat și să întrebăm, păi asta cine-i? Deci, o întrebăm așa, Andreea Bostănică. Dar asta cine este? Deci, am întrebat-o, dar asta cine este? Ce faci acum la moment? Da, filmez. Filmez? Ce filmez? Oh my god! Deci, de unde știa că acum filmez? Adică, și-a dat seama că acum filmam sau... Cum și-a dat... What? Cum și-a dat seama că acum filmez? Adică, gen, wow, chiar... Nu știu dacă a ghicit sau nu știu cum a făcut asta, dar eu chiar filmez acum. Mi-a zis, nu știu. Cum adică nu știi? Cum adică? Păi, ești tu acolo. Acolo. E Andreea Bostănică. Sper că nu se-și dea seama, deci de data asta o să încerc să vorbesc cu ele mai așa, gen mai de departe, ca să nu-și dea seama din prima că sunt eu. Dar cum adică? Păi ești tu acolo. Deci i-am trimis contul meu adevărat, Andreea Bostănică, și să știți că am aici și story, gen este evident că sunt eu, asta reală, așa că nu știu ce o să răspundă și la asta. Hai să-i trimitem un mesaj vocal unde îi zicem te iubesc. Și acum o să-i spunem sunt cea mai mare fană. Sunt cea mai mare fană a ta. Te ador. Și să știi că o urăsc pe mama ta. Ok, deci am scris să știi că o urăsc mama ta. Să știți că eu pe TikTok, atunci când postez TikTok-uri și scriu mersi mama că mi-ai stricat TikTok-ul, deci doamne, am atâta hate. Gen, am super mult hate la TikTok-ul ăla, toți îmi scriu ceva genul nu e adevărat, tu ai stricat TikTok-ul, mama ta este mult mai frumoasă ca tine, tu ești urâtă, șterge contul, fă-i contul mama ta, ceva de genul, gen. Și mă simt atât de trist în momentul ăla, așa că hai să zicem asta. Așa că i-am scris așa. Așa că i-am scris așa. Sunt cea mai mare fană a ta, te ador. Să știi că urăsc pe mama ta. Deci, sunt foarte curioasă ce o să răspundă. Oh, mi-a dat inimerul la comentariu. Sunt cea mai mare fană a ta, te ador. Să știi că urăsc pe mama ta. Să vedem ce o să răspundă cu asta. Să știi că urăsc pe mama ta. Păi... Să fiu eu în locul ei, gen, să fiu eu, Andreea Bostănică fake, cred că aș zice ceva gen, de ce urăși, adică ce ți-a făcut rău mama mea, dar pentru că nu sunt eu în locul ei, o să vedem ce o să ne răspundă Andreea. Deci mi-a dat sin și știu de ce răspund greu, pentru că ele sunt ceva gen, ele se gândesc că asta pot să fiu eu și mi-a trimis o fotografie. Oh my god, mi-a trimis o fotografie, mi-e frică să o deschid, sunteți gata? Ok, 1... 2, 3 și eu filmez un vlog. De unde ai luat asta? What? De unde ai luat asta? Îți dau raport. Ce? Îmi dă... A zis că îmi dă raport? De ce sunt... Stai! Nu! De ce? Mama mea cea mai frumoasă. Deci, o, Doamne! Stai. Te rog frumos, nu-mi da raport, te ador. Dar și pe mama ta. Dar și mama ta e cute. Mama mea e cea mai frumoasă. Îți dau raport, o să-i zic. Nu! Te rog! Nu-i zi! Să știi că mama ta e cea mai frumoasă ca tine. Am glumit. Oh my god! Să știi că mama ta e cea mai frumoasă ca tine. Am glumit. Oh, Doamne, deci dacă o să asculte mesajul ăsta vocal, este posibil să-și dea seama că asta sunt eu, pentru că vocea mea nu cred că poate să fie confundată cu altă voce, pentru că
Da, deci mi-e frică să nu-și dea seama. Oh, mi se descarcă telefonul! Așa, deci, a văzut mesajul vocal și să vedem cu ce o să ne răspundă de data asta. Nu știu ce o să ne răspundă, dar sper că nu s-a supărat. Deci, oh my god, a zis că îmi dă raport. Să știi că dacă mi-ar scrie mie cineva de genul, eu n-aș reacționa așa. Eu aș fi ceva de gen, sin sau ok. Bine, nu îți dau, dar cere scuze. De ce? De ce? De ce să cer scuze? Scuze. Am zis adevărul. Tu ești mai urâtă ca mama ta. Sincer, îți spun. Oh my god. Nu te supăra, nu te supăra. Eu oricum te ador. Ești cea mai super pentru mine. Deci, Doamne, dacă se uită mama la vlogul ăsta, cred că, da, o să am o discuție bună cu ea după vlogul ăsta, dar nu contează. Așa, nu te supăra, eu oricum te ador, ești cea mai super. Am scris în loc de super, super. Super, super. În fine, nu contează. Dar, sunt mai frumoasă ca Andra Goga. Cum poți să scrii așa ceva, Doamne? Deci eu n-aș vorbi niciodată așa. Sunt mai frumoasă ca Andra Gogan. Ba nu. Ea e mai frumoasă. Mai frumoasă. Frumoasă. Hai să fim sinceri. Ea este mai frumoasă decât tine. O, Doamne, deci sper că nu o să se supere. Dar nu te supăra. Dar nu te supăra. Dar nu te supăra. Hai, supa. Supăra. Eu te ador, ador. Hai să schimbăm tema. Deci eu zic că acum trebuie să schimbăm tema, pentru că am vorbit cu ea prea ciudat. Am vorbit, i-am zis că e urâtă, i-am zis că mama e mai frumoasă și ea mi-a zis, ba nu, sunt mai frumoasă ca Andra Gogan. Și am zis că nu, ea e mai frumoasă ca tine, gen toți sunt mai frumoși ca mine, doar... Deci efectiv în vlogul ăsta m-am făcut pe mine urâtă, ceea ce nu este chiar... total greșit, dar haideți să schimbăm tema. Și mie îmi place Andra Gogan. Și mie îmi place. Mie chiar îmi plac toți youtuberii românești, așa că îi scrim așa. Și mie îmi place. De ce ai poza mea? Oh my god, și-a dat seama că... Oh, Doamne, deci nu cred. Deci poza asta și-a dat seama că este poza mea. Hai să-i scrim așa. Nu este a ta. Este a mea. Tu mi-ai furat-o. Tu mi-ai furat-o. Oh my god, deci ba este, ba nu. Deci poza asta chiar este a mea, adică logic vorbind este poza mea, pentru că eu vorbesc cu ea, Andreea Bostănică, este poza mea, sunt eu în poza aia, dar logic vorbind ea este fake, ea se dă drept mine și gen e poza ei într-un fel, dar în realitate e poza mea, dar într-un fel e și poza ei pentru că e fake și ea gen nu știe că eu sunt Andreea Bostănică și îmi zice că e poza ei, dar de fapt este poza mea pentru că eu sunt cea reală și eu am făcut poza asta. În fine, sper că ați înțeles ce am vrut să zic. O să spun la urmăritorii mei. Ce o să spui? Eu nu vreau să mă cert. Nu vreau să mă cert. Hai să scriem așa sincer. Eu nu vreau să mă cert cu tine. Hai să cântăm. Hai să cântăm. Să vedem ce o să ne răspundă la asta. Hai să cântăm. O, Doamne, deci... Nu cred. Nu știu ce spuneți voi, dar dacă ne uităm la conversația noastră de până acum, putem observa că nu și-a dat seama că sunt eu. Pentru că dacă și-ar fi dat seama că sunt eu, cred că făcea ceva, nu știu, cred că reacționa la mesaje într-un mod mai diferit, era să vorbească diferit, așa că da, eu cred că ea încă nu și-a dat seama că sunt eu cea cu care vorbește acum, dar tot ce este posibil, în orice caz, haideți să continuăm dialogul, să vedem ce o să ne mai zică în continuare. Este activă, dar încă nu mi-a răspuns la mesaj. A pus un story în care m-a etichetat. Oh my god!
Ce e asta? Acest cont se dă drept mine, raport. Cum adică? Ce? Deci eu abia am realizat că contul meu fake m-a dat la raport, gen, a zis să-mi dea raport. Cum poți să fii atât de rea? Deci, în primul rând, cum poți să ai atâta tupeu, dar nu contează. Deci, hai să-i trimitem un mesaj vocal unde plânge. Cum ai putut să faci așa ceva? Iar acum, fără să ne râdem, hai să ascultăm mesajul vocal. Cum ai putut să faci așa ceva? Ok. I-am trimis mesajul ăsta vocal și... Oh my god, cred că vlogul ăsta o să iasă foarte interesant și ciudat, pentru că cred că fake-ul ăsta este cel mai interesant fake de... cu care am vorbit până acum. Mi-a zis să șterg poza. O să-i zic, șterge tu poza, șterge tu poza. Dacă nu, o șterg. O să te dau la poliție. Deci, vă dați seama că tocmai fake-ul meu m-a amenințat că mă dă la poliție? Hai să-i scriem așa. Deci, îi scrim așa. O să șterg poza atunci când îmi vei trimite un vocal în care cânți. Hai să vedem ce o să ne răspundă. Nu o să șterg, pentru că eu am făcut-o când am fost la Disneyland. Ok, de fapt fake-ul ăsta chiar vorbește foarte corect, ceea ce mă sperie un pic, dar da, poza asta chiar am făcut-o atunci când am fost la Disneyland și ok, a scris Disneyland, da, a scris Disneyland, dar nu contează. Nu pot să cânt acum. De ce? Ești adevărată? Ești fake? Hai să vedem ce o să răspundă la asta. De ce? Ești fake? Deci, Doamne, eu nu cred că ea încă nu și-a dat seama că asta sunt eu, gen. Este atât de evident într-un fel, dar da, după cum puteți să vedeți după mesajele noastre, ea încă nu și-a dat seama că asta sunt eu. Du-te, dă-i... Tu te dai drept mine. Deci, Doamne, fata asta chiar are ceva cu mine. Nu mă dau drept tine! Nu mă dau drept tine! Ba nu! Nu și nu! Nu fac asta! Nu fac asta! De ce ai crede asta? De ce ai crede așa ceva? Deci, îi spunem un mesaj vocal și sper ca acum acest mesaj vocal pe care o să-l trimit să nu-și dea seama că sunt eu cea adevărată. Sper că o să creadă că este un copil mic, dar mi-e frică să-i trimit. Atunci trimite pizza. A vrut să zică poza, dar a scris pizza într-un fel. Atunci hai să-i trimitem o poză. O să-i trimitem încă o dată o poză cu tablou și o să vedem ce o să zică. Deci, o să-i trimitem această poză, da, o să-i trimitem poza asta cu mine și tablou, de fapt, cu tablou. Deci, i-am trimis poza asta și hai să vedem cum o să reacționeze. Hai să scrim. Iată poza mea. La moment. Acum sunt la Disney. Să vedem ce o să zică. Iată poza mea la moment. Acum sunt la Disney. Stai că mi-a mai scris ceva. Să știi că ești rea. Să știi că ești reală. Să știu că ești reală. Dar cum pot să nu fiu reală? Pot să fiu fake sau ce? Ok, hai să vedem ce mi-a scris. Mi-a scris nu. Eu o să-i scriu da. Eu am fost la Disneyland, Doamne, deci ce-mi place. Eu am fost la Disneyland vara. Nu, eu sunt la Disney. Chiar acum. Și mă distrez. Dar tu nu.
Apropo, te ador. Deci, doamne, cred că o să-i stric psihicul acestui fake, pentru că uitați-vă cum vorbesc cu el, sunt ceva gen... Pentru că uitați-vă pur și simplu cum vorbesc eu cu el. Sunt ceva gen, eu sunt la Disney chiar acum și mă distrez și tu nu te distrezi. Apropo, te ador. În fine, hai să vedem ce mi-a răspuns. Eu sunt adevărată, am poză cu mine, tu nu. Deci, doamne, hai să schimbăm subiectul. Hai să vorbim... cal. Hai să vorbim cal. Deci hai să vedem dacă o să vrea să o sun, să îți aud vocea. Hai să vedem dacă o să vrea să vorbească cal. Acum nu pot. De ce nu poți? De ce? De ce? Oare de ce nu poate? Hai să vorbim cal, să-ți aud vocea. Acum nu pot. De ce nu poate? V-ați gândit la asta? O ajut pe mama la curățenie. Da, eu nu prea o ajut pe mama la curățenie, dar hai să vedem. Hai să scriem așa. Ba nu, minți. Parcă ai zis că filmezi. Păi, e corect. Mi-a zis că face vlog, că filmează. Și acum deja îmi zice că o ajută pe mama ei la curățenie. Adică, gen, eu ajut pe mama la curățenie. Serios, serios. Hai să vedem ce o să zică. Păi, am terminat. Oh, serios? Ai terminat deja? Wow, ce rapidă ești! Și ce vlog ai filmat? Ai filmat. Semnul întrebării și trimite multe pupicuri și multe inimioare și multe emoji drăguțe. Așa, îi trimitem... Oh, i-am trimis și un bitmoji. I-am trimis acest bitmoji cu mine, dar nu contează. Hai să vedem ce o să ne răspundă. Și ce vlog ai filmat? Sunt sigură că o să zic altceva. 24 de ore în gri. Wow, eu chiar aș vrea să filmez vlogul ăsta. De unde știe? Hai să spunem așa. Wow, super, ce tare. Te ador. Și când îl postezi? Să vedem când îl postează. Și când îl postezi? Așa. 24 de ore în gri. Wow, super. Andreea Bostănică oficial acum tastează, scrie mai exact și acum nu mai scrie. Cred că s-a răzgândit. Cred că a șters mesajul și se gândește ce să mai scrie. Hai să-i scriu un mesaj de genul gen. Tu mai ești supărată pe mine. Semnul întrebării. Sper că nu m-ai dat la poliție, deoarece o să te dau și eu. Mi-a trimis emoji cu niște bostănei de Halloween. Ce ar trebui să însemne asta? În fine, mi-a trimis emoji cu niște bostănei de Halloween. Ok. Și i-am zis, tu mai ești supărată pe mine, sper că nu mai dai la poliție, deoarece o să te dau și eu la poliție. Hai să-i scrim așa. Nu te pune cu mine, te rog. Deoarece... Nu, hai să nu mai scrim nimic, hai să vedem ce o să răspundă. Deci am scris în felul ăsta. Tu mai ești supărată pe mine, sper că... Nu mai da la poliție. Deci, vă dați seama că în mesajele anterioare, în mesajele de mai sus, ea a zis că mă dă la poliție. Adică, da, s-a supărat pe mine pentru că i-am zis că mama ei este mai frumoasă, gen că mama e mai frumoasă ca mine. Și ea s-a supărat un pic pe mine, dar, da, sper că m-a iertat și sper că nu mai poartă pică sau ură pe mine. Dar, wow, știți, dacă era să scrie... filmez, vorbesc cu fake-ul meu, era chiar să mă sperii rău, era să mă gândesc, doamne, nu știu, are ceva, are un microfon în casă sau mă aude ce zic, adică de unde știe? În orice caz, da, este activă, dar încă nu mi-a văzut mesajele. Apropo, hai să vedem câți follow-uri am acum. Tot un follow am, ce păcat, credeam că o să am mai mulți. Dar în fine, hai să vedem dacă am vreun like.
Wow, ce trist. N-am nici măcar un like la poză. Ok, o să-mi dau like singura pentru că cred că merit un like. Intrați și voi și dați like să mă faceți fericită. Dar o să mă faceți mult mai fericită dacă o să intrați pe contul meu oficial și o să dați inimioară. Așa. Deci, hai să scriem așa. Răspunde mai repede. Repede. Te rog. Căci eu acum mănânc și nu prea pot vorbi. Așa, mi-a dat sin la mesajul de mai sus. Deci, mi-a dat sin și la mesajul ăsta. Deci mi-a citit mesajul. Hai să vedem ce o să răspundă. Și nu prea pot vorbi. Hai să vedem ce o să ne răspundă. Deci acum tastează. Sunt sigură că o să zică ceva gen: ai zis că ești la Disneyland. Oh my god, Doamne, am uitat că sunt... Vai de mine, am uitat că sunt la Disneyland. Oh, Doamne, ce să-i zic acum? Păi, și la Disneyland poți să mănânci, adică sunt food court-uri, restaurante, pizza, deci mănânc acolo. Păi da, mănânc la Disneyland, dar aici e gălăgie și nu prea pot vorbi, deci răspunde la întrebare. Oh, Doamne, deci mesajul ăsta pe care l-am trimis acum, cred că e prea patetic. Sper să nu-și dai seama. Ai zis că ești la Disneyland? Nu te dau, pentru că mulți se dau drept mine. Wow, chiar adevărat. Mulți se dau drept mine și... Da. Păi da, mănânc la Disneyland, dar ai ce gălăgie și nu prea pot vorbi, deci răspunde la întrebare. O, Doamne, deci... Tastează acum. Știți, ar fi foarte amuzant chiar să mă dea la poliție. Cred că vlogul ăsta o să se numească Vorbesc cu fake-ul meu, m-a dat la poliție sau ceva de genul. Minți. Cum adică mint? Nu mint. Hai să-i trimitem încă o dată o poză. O poză cu turnul ăsta și să-i arătăm că uite, sunt la Disneyland. Uite. E coronavirus. Disneyland e închis. E coronavirus. Doamne ferește, deci... Disneyland e chiar închis de la coronavirus sau... Ok, deci nu cred că... Bine, am atins și această temă de coronavirus. Vorbind de asta, e poza mea. Doamne, fata asta o ține tot pe ei, că e poza ei, că eu sunt, mă dau drept ea. Hai să scriem așa. Ba nu. Ești cea mai mincinoasă. Recunoaște că te dai drept mine. Apropo, pentru că am atins această temă cu coronavirus, trebuie să fim cât mai precauți și sper că toți abonații mei, toți copiii care acum se uită la vlogurile mele, dar și maturii, să fiți cât mai precauți, să vă spălați cât mai des pe mâini, să nu vă aflați în locuri foarte, foarte învulzite, să nu vă atingeți de foarte multe persoane, pentru că acum este un virus foarte mare, și să folosiți antibacterian. Eu, de exemplu, mereu la școală iau cu mine un antibacterian micuț și sper să luați și voi la școală ca să vă protejați de acest virus. În orice caz, cred că este foarte important să știm cu toții asta, așa că da. Și nu este chiar de glumit cu chestia asta, dar în fine, nu este adevărat. Sunt adevărată. Oh, deci Andreea Bosănic oficial, te rog frumos. Așa, eu cred că acum a venit momentul așteptat, momentul mult așteptat să-i trimitem video și să-i zicem: eu sunt Andreea Bosănică. Hei, bună, Andreea Bosănic oficial, să știi că eu până acum am filmat un vlog și tu o să apari în vlogul meu. Să știi că nu este foarte bine să te dai drept o persoană, în orice caz mă bucur foarte mult că mi-ai răspuns la mesaje și că în curând o să apari în vlogul meu. Poți să transmit salutări la vlog. Așa, hai să-i trimitem acest video și, Doamne, deci nu pot să cred. Sunt foarte curioasă cum o să reacționeze. Cred că o să se sperie, dar nu știu, eu aș fi bucuroasă, gen. Nu este adevărat, sunt adevărată. Chiar te dau la poliție. Deci voi vedeți asta? Deci cred că m-a amenințat deja a cincea oară că mă dă la poliție. Deci, Doamne, Doamne, Doamne. Cum poți să faci așa ceva? Nu înțeleg. Ok, m-a amenințat deja, cred că patra sau a treia sau a cincea oară că mă dă la poliție. Sunt foarte curioasă ce o să zică când o să se uite la clipurile astea pe care le-am trimis. Știți, ar fi foarte amuzant să-mi zică
Clipurile astea sunt cu mine și sunt clipuri vechi și tu nu ești îndrăgostenică, eu sunt îndrăgostenică, pentru că așa ceva s-a mai întâmplat în trecut, în vorbesc cu fake-ul meu partea a doua sau prima, dacă nu mă greșesc, așa că o să fie foarte, foarte amuzant și ciudat dacă o să-mi răspunde așa. Alo? Poftim? Poți să îți adresez o întrebare pentru că ești idolul meu și te iubesc extrem de mult. Oh, da, sigur, dar de unde e numărul meu? Mi-a dat o prietenă, cea mai bună. Dar cum o cheamă? Eu deja nu prietenesc cu ea și... pentru că nu mai prietenesc cu ea. Ok, dar poți să rog frumos să nu mai dai numărul meu la nimeni? Bine, nu o să dau numărul ăsta la nimeni. Ok, poți să-mi pui întrebare. Dar îmi doresc să te întreb dacă ai venit vreodată în orașul Bălți. Pentru că aș dori foarte tare să te întâlnesc. Dacă o să vin în Bălți, neapărat o să vă anunț pe Instagram și o să fac, nu știu, poate chiar un concert acolo, un mini-concert, dar o să vă anunț în orice caz. Tocmai am vorbit cu o fană de-a mea și să știți că zilnic cineva mă sună, chiar nu știu de unde aveți numărul meu, dar da. Mi-a scris mesaj. Oh, nu, scuze! Nu mă da la poliție, te rog! Sunt fana ta, te ador! Oh, ce drăguță e! Deci hai să-i trimitem un video. Stai fără griji, nu-ți fie frică, nu o să te dau la poliție, nu am nimic împotrivă. Din contra, mă bucur că ai putut să apari în vlogul meu și, de asemenea, sper să nu mai faci conturi fake cu nicio persoană și să îndemni abonații mei să nu mai facă nicei conturi fake. Așa. I-am trimis acest video. În orice caz, da, sunt foarte curioasă cum o să răspunde și mă bucur că totuși îi pare rău și că și-a cerut scuze de la mine. De asemenea, m-a rugat să nu o dau la poliție. Andreea, fake, stai fără griji, nu dau pe nimeni la poliție pentru așa ceva. Dar da, să știi că ești foarte amuzantă și te salut dacă te uiți la acest vlog. Eu încă o dată vă mulțumesc mult că ați urmărit. Dacă vreți să postez a cincea parte a acestui vlog și vă promit că a cincea parte o să le întreacă pe toate, o să fie cea mai tare, neapărat dați like acestui videoclip. Dacă vom strânge 30.000 de like-uri, nu știu dacă o să reușim pentru că este un număr foarte mare pentru mine, dar dacă o să reușim să facem 30.000 de like-uri, o să postez partea a 5-a a acestui vlog. În orice caz, da, eu mă bucur mult că ați urmărit acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share ca să-l vadă și prietenii voștri. Nu uitați să vă abonați pe canalul meu, să apăsați pe acest buton roșu ca să facem cât mai rapid 350.000. Așa că da, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Iar cu v-a fost a voastră Andreea Bostănică. Pup, pup, pa, pa!